în toate orașele mari, oamenii au dispărut și natura a început să respire. Pe perioada carantinei, pământul respiră și senzația mea este că toată pauza asta pe care omenirea o trăiește oferă un plus naturii. În general, cred că anual intră în parc peste 10.000 de oameni. Însă, vorbim de altfel de vizitatori decât cei care intră într-un parc obișnuit. Aici vin oameni care se bucură atunci când văd o pasăre interesantă pe cer, vor oameni care vin să se recreeze puțin, să respire acest aer interesant pe care îl simțim și noi acum, da? Mirosul de baltă, sunetele specifice naturii. Intră oameni care vor să se recreeze și să scape puțin de vâltoarea orașului. Parcul Natural Văcărești este un spațiu unic în capitală și care oferă comunității și orașului o serie de servicii ecosistemice pe care niciun alt spațiu verde al capitalei nu-l oferă. În primul rând, biodiversitatea. Numărul mare al speciilor care cuibăresc, trăiesc sau vin în parc în fiecare an. Este un spațiu foarte viu din punctul ăsta de vedere, care are o dinamică naturală foarte puternică. Suntem foarte aproape de una dintre bălțile parcului. Zona noastră geografică traversează o perioadă de secetă acută și bălțile din parc sunt în continuare suficient de pline cu apă, astfel încât să asigure dinamica speciilor și a habitatelor. Dacă l-amenajăm ca pe un parc obișnuit, s-ar putea ca în scurt timp speciile și habitatele parcului să dispară, să fie afectate. Dacă începem să, construim o alee betonată care să traverseze mijlocul parcului, cea mai spectaculoasă zonă, astfel încât oamenii să intre, să plimbe, pe pavele, cu siguranță acea zonă va fi distrusă. Orice amenajare a parcului trebuie să țină cont de această identitate naturală a lui. Da? Mai devreme am văzut pe cer berze. În spatele meu este o baltă în care am tot văzut specii de păsări, care, deși stau lângă noi, sunt destul de sfioase. Dacă parcul se umple de oameni care vin așa la modul necontrolat, s-ar putea ca tot acest echilibru care există în momentul de față să fie afectat. Adică există soluții să-l amenajezi și să-l administrezi astfel încât să și protejezi și să respecti natura și peisajul și în același timp să oferi comunității și oamenilor acces la un spațiu deosebit de interesant care să îți propună ceva diferit de ce îți propune un parc obișnuit. Vii aici ca să înțelegi viața naturii, vii aici ca să vezi niște specii foarte interesante și inedite pentru oraș, vii aici ca să afli care este valoarea naturii, de ce este bine să protejăm natura și care sunt beneficiile și serviciile pe care natura le oferă comunității. La începutul lunii februarie a ars peste 40 de hectare, cred că în jur de 50 de hectare din parc, un incendiu puternic, cred că cel mai puternic incendiu pe care l-am prins noi în parc în ultimii 10 ani, care a afectat destul de mult. Între timp, natura își revine, recolonizează zona afectată, însă se simte în parc lipsa autorității, se simte lipsa protecției. Parcul nu are pază. După incendiu, au venit câteva patrule de poliție și de jandarmi care au patrulat la solicitarea noastră către Ministerul Mediului și au patrulat o perioadă de timp. Acum nu mai sunt. Cel mai mare spațiu verde al capitalei și poate cel mai spectaculos ca statut de protecție nu are pază. În momentul de față, parcul este administrat de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate. Conform legii, această instituție a statului român trebuie să asigure paza parcului 24/24. Suntem partenerii administrației printr-un protocol de colaborare pe care l-am semnat tot în februarie, prin care am preluat atribuții
în domeniul educației, cercetării, ghidajului grupurilor de oameni care intră în parc. Avem un spațiu deosebit de spectaculos și foarte bogat ca biodiversitate și ca funcții și servicii pentru comunitate, care are nevoie de protecție. Și statul român, prin instituțiile lui, trebuie să-l protejeze.